Șefii organizațiilor PNL din Dragotești și Mătăsare au demisionat din partid și s-au înscris în ALDE. Liderul structurii din Mătăsare a fost urmat și de doi consilieri locali. Reprezentanții liberalilor susțin că aceștia au plecat din partid în urma rezultatului sondajului realizat în vederea desemnării candidaților la alegerile locale. Cosmin Ceaușescu, președintele demisionar din Mătăsari, a declarat că vrea să candideze pentru primăria din localitate. Pe surse, presa locală a anunțat azi și demisia unui parlamentar al PNL. Niculina Mocioi ar urma să-și anunțe înscrierea în ALDE săptămâna viitoare. În același timp, fosta conducere a ALDE Gorj a migrat la UNEPR, unde ex-liderul Radu Angheloiu a primit funcția de vicepreședinte.